fraților, uitați-vă ce se întâmplă, e alertă națională pe Tarusele, ce se întâmplă? Ok, deci Tarusele, în momentul de față, noi o să trebuiască să scăpăm din acest bunker. De fapt, nu să scăpăm din bunker, de fapt, obiectivul nostru este să termine chestia asta. Aici avem mâncare, bă, lasă-mă și mie mâncare, nu ai luat după toate Tarusele, că aici am bunker, asta e mâncarea, ne limităm doar la asta, Tarusele, atât avem. Doamne, cât de prost ești, Darusele. Ok, aruncă-le, te rog. Hai să le punem la loc, că n-avem nevoie de ele acum, Darusele. Pune-le la loc. Ia costumul. În momentul de față, fraților, este o alertă națională, internațională, cum vreți voi să o numiți. Suntem într-un bunker și, după cum puteți vedea... Ok, pot cânta, ceea ce e bine, că pot să-mi fie bine. Uitați-vă cum se află zona de lângă noi. Trebuie să descoperim... Să facem în așa fel încât să supraviețim cât mai mult. Da, ideal, nu treia să se întâmple așa, dar am supraviețuit 3 zile pe aici. Fix n-am zis ce voiam să fac și așa cu supraviețuitul, să trăim cât mai mult, să pare că am murit din prima. Da, să pare că nu mă descurc aici. Doar 2 zile. Bă, fraților, scrieți cât ați făcut voi. Dar să le hai înapoi, intră. Acum schimbi de toilet. Alertă națională pe Roblox, după cum puteți vedea, suntem în mare pericol. Eu cu Darusel trebuie să ne luăm astea și să vedem dacă supraviețuim cât mai mult. Să sperăm că putem supraviețui cât mai mult, că dacă nu, o să murim, Darusele. Suntem în bunker aici. Da, o să mă asigur să nu mor, Darusele. Avem aici mâncărică, dacă ne este fomică. Mie acum să zic că mi-e foame. Nu, am mâncat, mamă, dar asta nu mi-era, n-am nevoie. Mâncare am nevoie. Bun, am mâncat mâncărică frumos. Bun, gata, am mâncat. Ce îl arunc pe jos? Bă! Pe ce apă asta, mă? Darusel! Bă! Darusel! Darusel! Mami! Darusel, suntem în pericol, n-ai voie să apeși pe așa ceva, ai grijă! Bă! Bă! Rachete! Bă, asta e apocalipsă nucleară! Cream că e de zombie sau ceva! Bă, ce afară? Putem ieși? Gata, Darusel! Se poate ieși, dar mi se pare că văd ceva suspect, ai grijă! Hai să intrăm în casa asta! Doamne, dar să le incredibil așa ceva. Urcă, ai grijă să nu dai de ceva. Am intrat în casa asta, am găsit mâncare. Perfect, hai să o luăm. Stăm la masă, bă, fraților, da. Ce atât am, dar vine-mă la masă. Hai că nu pot să fac nimic cu dar să le în fine. Ce vrem, nimic, nu mai contează. Hai acasă. Bă, intră la... Bă, începe ceva în curând. Vine. Bă, auzi și tu? Zombie. Bă, avion! Bă, Darusele, ideea e că mai găsim mâncărică, ceea ce putem mânca, pentru că mie mi-e fomică. Da, mi-e fomică puțin, o să mănânc aici atât unde ajuns încât să ajung. Fomică, o face chiar bunica! Ok, Darusele, bun, am nevoie și de... Da, bă, s-a spart geamul! Bă, e zombie! Bă! Nu, te rog! Hai să bea repede! Să bea repede, să spargem geamul, dar să le ai grijă, Doamne, zici că sunt zombie din Minecraft. Dar să trebuie să avem mare grijă. Bă, ne-au spart și ușa. Bă, cum poți să distrugă bunkerul? Stai pe... Bă, bunkerul parcă era safe, frate. No, hai, supply drop. Vezi că vine un supply drop. Mama, vine asta după mine în continuu, dar să-l fugi. Bă, sunt zombie după noi. Bă, e că mă apropie de mine. Ajutor. Am nevoie de ajutor, fraților. Am nevoie de ajutor. Ok, hai că am reușit oarecum să scap. Bă, dar de ce? Sunt din ce în ce mai rapizi ăștia. No. Trebuie să găsesc mâncare. Darusel, unde ești? Darusel, găsește. Nu știu, găsește un ceva. Un ceva, Darusel, trebuie să găsești ceva. Un pistol, ceva. A găsit o katană și pistol. Bă, fix când vrea. Mulțumesc, doamne. Îți mulțumesc. Mulțumesc, doamne. Nu, bă, cum să te... Mort. Mori! De ce nu moare? Bă, nu vor să moară! Bă, nu mai... Știi ceva? I-am murit. 6 zile am reușit. Din moment ce dai cu un pistol, nu trebuie să moară? Adică un clonț nu moare? Dacă nu-i se întâmplă nimic, tot supraviețuiește la fel? Adică i-am dat o groată de... Cred că niciunul n-a murit cu pistolul, frate. Wow. Păi da, dar să le dacă pistolul e ineficient, nu ne ajută cu absolut nimic, am zis și eu că... ineficient? Deci tu nu vrei să-și dacă... Am murit și eu! A, ai murit și tu, aha! Bă, nu, am murit! Dacă ești ineficient, dar nu să le vezi, hai! Nu, n-am murit, bă, Rafael, m-a luat tornada, dar nu m-a luat tornada! Dar să le vin sau încep singur fără tine? Acum am vins, stai să mă dau cu tornada, ala, ha, buni, gata, acum vin! Ai reușit 9 zile, ceea ce e bine pentru tine, ai un punct, dar să le, bravo, felicit. De fapt, ai 2 puncte, că eu am murit data trecută înaintea ta și da, intră aici, hai! Bă, intră-mă înapoi. S-a mai jucat cineva dintre voi jocul acesta? Ați reușit să faceți mai multe zile decât noi? Că noi suntem cam praf. Bine, eu sunt, pentru că eu mor primul și ceea ce nu este bine, nu înțeleg, sincer. Dar după tine nu alergau zombie? Întrebare. Păi după mine venea o groază de zombie, frate, și aveam și katană și pistol și... Ineficient.
Incredibil, dar să... Uite, inificient, Rafael, ești inificient. Inificient, nici măcar nu știu să vorbesc. Afară! Hai afară la zăpadă, hai dar să le fii atent. Avem aici asta, poți să cânti, dar nu e timpul de cânta, fraților. Aici noi trebuie să supraviețuim cât mai mult. Și din păcate, vedeți că nu e cu... Ok, ok, ce asta? Asta e pușcă. Cred că e mai bine decât pistolul, nu? Doamne ajută. Eu știu că ești român. Bă, înapoi la buncăr, repede, Darcel. Viteză. E bine, că am primit și de asta de mâncare. Bă, nu, îmi dă înapoi. Ok, ia-o tu, așa, bravo. Intră înapoi, intră, deschide-l. E bine că am o armă, sper că arma asta e mai bună decât pistolul ăla, frate. Că vreau să supraviețuim cât mai multe zile. Dacă iar supraviețuiesc 7 zile, eu nu mă mai joc nici 7 zile. Nu cred că supraviețuiesem 6, nu mai știu cât de supraviețuiesem. Dar, în fine, ideea... Mama, ce vine, bravo? Nu știu ce vine, dar... Ce vine? Bă, da, mama lui Ianis? Bă! Chiar că a fost mama lui Ianis? Bă, mă, ce se aude? Bă, dar ce e de data asta? Cred că e război, mă, s-a dus, nu? A fost cu Trevor, vrei să spui, dar să le se vorbește rămână. Mama lui Ianis! Doamne, dar să le, mama lui Ianis și domne Ianis, doamne, dar să nu mai spune așa cuvinte. Poate un băiat Ianis și-l super acolo în comentarii și poate vrei să-ți iei bătaie de la el, dar să le, așa, ca idee, bă, și... Nu te sunt de la bă, băi, dau unui cănii pe jos. Ah, bine, dar să le, mare bătoș ești tu. Bă, zombie de Minecraft! Iar s-au zis zombie, frate. Bă, și stă o muscă pe mine, mă omoară în continuu infernal, dar să le. Nu pot să stau și o liniștit, doamne, iartă. Ok, și am, măcar, pușca asta rezolvă ceva să facă? Ia fiți atent. Uita, zombiu. Pă, frate, uitați-vă că dau în continuu și... Păi, e ineficient. Ok, hai înapoi în casă. Sau, de fapt, nu, vino după mine. Bombă! Vino! Ce bombă, mă? Bă! Unde? Bă! Nu! Nu! Fugi! Eu ce-am zis, bro? Hai că e bine, n-am pățit nimic. Da, bă, mor și ăștia. Pă, bune, mor și ăștia. Mor? Bă, nu mor. Eu am rămas fără gloanțe, frate, uite. Ultimele gloanțe, gata. Nu înțeleg. N-are. Bro, mama lui Ianis! Cred că mai bine mă bag cu pumnii, dar nici nu pot să mă bag cu pumnii, asta e chestia. Uite că am zis, oh, mai multe arme, dar să aici, vine repede că sunt foarte... Bă, dar vine asta pe mine în continuu. Mamă, ce mă enervează, frate, zombi ăștia, uite că apăs în continuu. Bă, frate, apăs în continuu și nu moare niciunul, mi se pare ireal. Ok, și ah, 3, 2, 1, și gata, am dat. Cât de prost sunt. Toilet. Am fost mai mare prost, dar sele, n-am reușit, bă! Bă, Rafa, are pe minus, pe minus, bro, pe bune zic, pe minus cu minus! Bă, dar sele, știi unde zic eu că ar fi mai interesant? Cred că e dificil să fim, dar noi nu cred că ne descurcăm. Bă, Rafa, vino, hai, lasă, nu! Nu vrei să intrăm cu mai mulți oameni, dar să vezi că ai dat asta de 15 minute prost, le ieși afară! Ieși, mă! Două persoane, nu vrei să intrăm cu alte persoane? Rafale, da, dar ce e vina mea că armele sunt ineficiente în ăsta, frate? Adică dai... Ineficiente, frate, dar își ne-a dat pe tine singur și e ineficient arma? Păi da, mă, da, nu, eu am dat cu ala, dar n-am avut timp să fug, ok, da. Treaba stă în felul următor, dar răsele. Noi nu trebuia... Adică, pentru... Trebuie să dai tot încărcătorul. Bă, trebuie să... Nu, ascultă-mă, trebuie să dai tot încărcătorul, frate. Tot încărcătorul de la o armă ca să omori un simplu zombi care sunt 30 după noi? Nu mi se pare normal. Nu e... Nu are... Nu are logică, frate, chestia asta. Și deja mă enervează musca asta. Bă, ce, doamne, iartă-mă, stă musca asta în continuu după mine, frate. Nu pot să stau și liniștit. Musca, smuca. Da, ok, bun, hai să vedem. Hai, buncăr. Păi de ce să mergem în buncăr? Ne cheamă sau ce? Da, și alarmă. Da, dar nu ne-a scris să mergem în buncăr. Bă, ce, doamne, iartă-mă, stă, bă, musca asta. Doamne, nu mai spor muștele. Bă, intră repede în buncăr. Intră că să facem mai mare. Ajutor, gata. Am intrat în buncăr. Eu te-am urmărit la fel acum, așa că eu o să trăiesc singur. Wow, mulțumesc, Darcel, mulțumesc foarte. Ești foarte, 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 foarte de ajutor, Darcel. Aș putea spune acest lucru. Ideea e că te las aici, rămâi singur, prostule. Dacă mai omorât, rămâi singur. Că nu o să mai rezolvi absolut nimic. Vezi dacă ești prost? Nu, Rafele, acum sunt singur și mai bine. Hai mă, să intru și eu singur, mă, sau intru cu mai mulți oameni? Hai mă că intru singur, hai mă să văd ce pot să fac eu de unul singur, Darcel. N-am nevoie de ajutor tău, știi ceva? N-am nevoie. Mai multe zile în buncăr o să găsie 5.000 de lei. În primul rând, Darcel, învață să vorbești. În al doilea rând, reglează-ți microfonul ăla ca să se înțeleagă totul și învață... Ok, sunt la ziua 5. Da, e la ziua 5, ok. Bă, o să ajungi și la ziua 5. Dar ideea e în felul următor. Nu, e foarte frustrant, frate. Și tu, Rafael, fie în
carantină, eu am șoc de rusiană, și rusiană, ui, sunt puternic, ui. Doamne, ce limba vor... Doamne, nu mai vorbim în rusă, dar în serie, doamne, cât de prost ei. Doamne, gata, dar să gata, liniște, liniște, că nu înțeleg ce spui tu acolo și poate spui niște tâmpenii și mai bine tași, nu ai naiba din gura aia ta, mamă, câte... Bă, uite câte lucruri okay, găsesc! Deci că nu sunt cu tine, găsesc mult mai multe lucruri, dar să le uitați, mamă, m-am îndopat aici, deci am ăsta full. Dar ce e ăsta? Nu știu ce. Dar probabil poate să mă ajute, nu? Food supply, păi dacă e food supply aici, cred că o să pun toate astea aici. Înainte beau și-o puțin, mănânc și-o puțină mâncărică și de fapt am nevoie mai multă de... Bă, de ce? Nu știu. Hai, zombie masul! Ideea e că nu știu, nu înțeleg ce e asta. Ia, dacă pun pe jos, nu înțeleg ce e, dar o să o las aici. Ideea e că și astea o să le arunc. Cu ce să rămân? Să rămân cu o katana, cu astea așa. Astea două sunt eficiente pentru că pot să rămân cu ele. Mamă, s-au spart astea. Hai că scot astea. Bă! Ia atac! Ce se întâmplă afară? Ce atac, bro? Nu știu, a venit un atac ciudat. Nu știu ce se întâmplă afară. Bă! Bă, cât de zombiu! Bă! Ok. Nu. Mor, te rog. Mamă, cât a zombiu, frate. Ce, doamne, iartă-mă cu zombiu ăsta. Ce? Bă, dau ăștia. Bă, e război afară, sunt și zombi, dau și unii cu d-astea. Bă, ajutor. Mamă, nu pot. Uite-mă că shotgun-ul dă două shot. Bro! Bun, am intrat înăuntru. Bă, nu știu ce se întâmplă aici, dar e grav rău de tot situația. Nu e bine deloc ce se întâmplă aici. Ok, ăsta e mai bun, așa că ăsta o să-l arunc. Look for supply drop, păi cred că e ideea să mă duc după supply drop, că cred că acolo e. Dar ideea e că, bă, sincer mă destin mai bine fără darese, dar să tu cred că erai problema, frate. Chiar dacă muream eu așa ca prostul, cred că tu erai problema, sincer. Adică, uite, acum mă descurc, am colectat foarte multe arme, ceea ce tu n-ai reușit să faci. Am colectat foarte multe chestii, ceea ce tu nu cred că ai reușit să faci. Acum, hai să... Mamă, deci uitați-vă! Mamă, deci... Mamă, îl desfigurez pe ăsta! Mamă, pe katana e OP! Katana e mișto rău de tot! Mamă, dar tot îmi dau ăștia mult, mă! Mamă, nu înțeleg! Dacă mă duc... Bam! Și... Bam și bam. Uite, ăsta e one shot, frate. Ăsta e one shot și de asta trebuie să mă folosesc. Dar am nevoie de cât mai multe. Uite, cu ăsta dacă îi dau ăstea în cap, tot mă atinge. Asta e chestia. Și katana. Și katana dacă... Mamă, trebuie să am grijă. Nu, înapoi că mor. Trebuie să fac viața. Hai că mi se reface viața, dar trebuie să mai și mănânc. Nu, tornadă, te rog, doamne, nu, te rog, doamne, intră înăuntru, gata, perfect. Și acum trebuie să mâncăm, dar să nu mai zici nimic, cred că a murit, dar să mai și nu mai zici nimic, să rog. Aaa, mi-a murit, bro, frate, sunt la ziua 12. E la ziua 12 și de-aia nu spui nimic, dar să le că ești tu la ziua 12, vrei să-mi spui tu mie? Da, sunt tryharder. Deci tryharder, da? Ok, hai să luăm și noi asta, bă, dar nu știu unde tot dispare mâncarea, frate, uitați-vă, gen, ok. Bă, s-a spart iar geamul la mine. Ha, mă, lăsați-mă, frate, să mănânc și-o liniștit. Bă, uite-te, bă, e zombiu și vrea să intre aici. Tu crede și mecher, bă, zombiul ăsta. Gata, m-am murit. Bă, dar într-un buncăr eu nu știam că să sparg astea tot două ori, frate. Adică ce buncăr e ăsta, bă? E un buncăr, e buncăr la 0 lei, la ce buncăr e ăsta, frate? Că eu nu înțeleg care faza cu buncăr. Să tu de să mă iei. Ok, hai că mi-am refăcut asta. Mai beau și o puțină apă. Ce o fi ăsta de constructor? Suc de constructor. Ce, doamne, iartă-mă, fi ăsta în fine. Hai că nu mai vreme, nu mai beau nimeni, nu știu ce ăsta, label. Dar ce fac cu ăsta e întrebarea mea. Este, mă. Poți să repar ceva pe aici cu ăsta? Nu cred că poți să repar nimic. Da, nu știu, știi ceva? Hai că mă duc înapoi și să fie și mie bine, nu? Sper și eu. Uitați, da! Dar ce să fie bine, frate? Că uitați-vă ce se află aici. Să fie bine cu fetița la tine. Uitați-vă ce se află aici, frate. Nici nu pot să ies pe ușă că deja sunt ăștia și mă omoară. Hai să mai descoperim zona. În momentan zona... Dacă fie... mor! A, mor, a? Mor, parcă te descurcai, dar Sele, nu parcă erai tu bun? Ok, dar să le bun, hai să vedem. Deci în partea asta avem astea care sunt aici și cum te schit eu. Ok, am dat cheie. Deci eu de-astea și cheia în interior, e ciudat. Murit! Ai murit, da? Și tu când mori râzi, mă? Știi cât am supraviețuit? Cât ai supraviețuit? 15 zile. Bă, astea sunt degeaba, frate, armele astea. Păi dai tot încărcătorul și... Păi ce, doamne, ar mai fac eu cu asta? Că nu mai am nimic, mă, frate. Doamne, cât de prostesc e acest lucru, frate. Nu înțeleg. 15 zile ai supraviețuit, eu nu știu câte am. Hai că mă duc acum la bunker să văd. Dar înainte să mă duc la bunker, hai mă, să mai descoper și eu ceva. Deci ce ar vine unde stau? Bă, da... Nu, ci... Chiar e enervant, frate. Chiar e enervant, pentru că... Eu trebuie să consum tot încărcătorul, toate... Uitați-vă câte trebuie să dau. Uitați-vă, bro! Bă, frate, pentru ce trebuie să dau atâta încărcător, mă, frate? Realitate nu e așa, omule! Ce, doamne, iartă-mă, fiul ăsta, mă! Ok, aici pot să urc? Da. Fiți atenți, s-ar putea să fie ceva șmecher aici sus, nu? Bă, nu e, sau urc degeaba. Bine, poți să te adăpostești, practic, de zombalei.
Dar da, de urcat am urcat degeaba, se pare. Și urcă și zombii după mine. Cum doamne iartă să mă adăpostesc de zombalei când zombii urcă după mine? E fenomenal, frate. Deci tu vrei să spui tu mie, Darcel, că ai supraviețuit 15 zile, da? Darcel? Darcel! Care mai e motivul de tryhard de nu vorbești acum dacă ai murit? Da, nici măcar nu mă bagi în seamă, dar să le hai, lasă-mă în pace, fiat, eu îi dau ăstea pe cap. Dar mor, mă, frate, nu știu mă care e fala, știi ceva, mă, că mă iau cu ăștia la cat. 14 zile, hai câștigat, bravo, 15 zile, 15 zile, fraiere, 15 zile, 15 zile, egalitate. Băi, fraților, dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.